Bună dimineața! Există o legătură între mâncare și felul în care ne comportăm? Se pare că da, cel puțin asta spun specialiștii în neuroștiințe. Deși la prima vedere am putea spune că zahărul ne hrănește mintea, în realitate doar o amorțește, o anesteziază. Compoziția și funcționarea sistemului nervos este dependentă de grăsime. Contează nu numai să mâncăm grăsimi, ci și tipul de grăsimi pe care îl consumăm. Cercetătorii spun că o dietă săracă în grăsimi esențiale omega-3 ne face să stăm în umbră. Nu avem inițiativă, nu ne implicăm, nu luăm decizii, suntem simpli spectatori a existenței noastre. Este recomandat să consumăm de 2-3 ori pe săptămână pește gras, gălbenuș de ou, nuci sau semințe de in. Atenție! Omega-3 cu eficiență crescută pentru organism îl putem lua doar din produsele de origine animală, adică peștele gras e de bază. Lucrurile se complică când vine vorba de consumul de proteine și carbohidrați, sau mai bine zis, glucide rapide, adică zahăr. Pe baza observațiilor făcute pe copii, se bănuia de mult timp că zahărul determină un comportament agresiv și o agitație excesivă. Neuroștiința ne confirmă acest aspect. Poate că aceste observații sunt simple coincidențe. E greu de crezut că alimentația ne poate influența major comportamentul și caracterul. Însă un lucru e sigur. Și sănătatea și buna dispoziție au de câștigat, consumăm mai puțin zahăr și mai multe grăsimi omega-3.